Dezvoltarea armonioasă a copilului prevede satisfacerea necesităților sale fundamentale. Dar necesitățile sale nu se limitează doar la cele materiale, cum ar fi hrană și adăpostul. Copilul are și unele nevoi esențiale la nivel psihologic și social. Acestea sunt legate de securitate, dragoste, protecție, afirmare identității sale, apartenență la un grup. Bunăstarea psihosocială a copilului este primordială pentru o dezvoltare echilibrată a personalității sale și integrare în societate. Copiii, confruntându-se cu dificultăți pe parcursul vieții, devin vulnerabili. În așa momente, ei necesită mai multă protecție și orientare din partea adulților binevoitori și competenți, care le-ar ajuta să-și recapete echilibrul. Pentru a oferi ajutor adulților responsabili de copii, profesori, educatori, asistenți sociali, în consolidarea competențelor și a calității intervenției față de copiii vulnerabili, Terdezom a dezvoltat instrumentul MJS, Mișcare, Joc, Sport. MJS este o metodologie testată și eficientă care folosește jocul și sportul drept instrumente privilegiate, deoarece pentru copil acestea reprezintă metode firești de învățare și dezvoltare, metode accesibile și universale. Ei nu percep un efort în a învăța. Ne-am distrat, ne-am ajutat pe unii pe alții. Învățăm să fim o echipă. Da. Activitățile recreative și sportive sunt bazate pe obiectivele psihosociale care pun accentul pe comportamente specifice. Astfel, cooperarea și integrare sunt privilegiate mai mult decât competiția și excluderea. Am încercat să-i facem să colaboreze, să se respecte. Ceea ce ne permite să consolidăm aptitudinele psihosociale, fizice și intelectuale ale copiilor. Copiii sunt mai deschiși, mai flexibili. Atac și îndășirmă șum portală în școală. Le dă foarte multă încredere în ei. Se apropie mai ușor de oameni și face mai ușor prieteni. Este mult mai prietenos, mult mai curajos. Trebuie să fim mai ales prieteni. Metodologia MJS mobilizează copilul în integritatea sa la nivel intelectual, fizic și emoțional și se bazează pe învățarea prin experiență, solicitând o participare activă și conștientă din partea copilului. Inițial, participanții fac o primă experimentare concretă. Ei descoperă și testează jocul, urmând instrucțiunile animatorului. La o a doua etapă, animatorul oprește activitatea pentru a face un feedback. Participanții analizează acțiunile și comportamentul lor în timpul jocului și înaintează propuneri pentru a le ameliora. Ce regulă am putea introduce în joc ca să cooperăm mai bine unii cu alții? Ca să fim trei pase înainte de gol. O să deci la fete. Nu mi s-au dat destul de pase. După aceea, participanții experimentează încă o dată jocul, de data aceasta în mod conștient, deoarece atrag atenția la unele elemente importante. Este etapa experimentării active. Acest ciclu poate fi repetat de mai multe ori, până când nu vor fi atinse obiectivele, de exemplu ameliorarea aptitudinilor, comunicarea pozitivă, cooperare, respectul față de alții, respectarea regulilor. Anume, reflecția transformă experiența trăită în învățare. MJS este o strategie de transfer de competențe durabile cu un efect multiplicator, datorită formării aprofundate, urmate de coaching individual în teren, acordat de către animatori MJS atestați, de asemenea, datorită formatorilor MJS atestați, care la rândul lor vor forma alți animatori MJS, ceea ce, până la urmă, multiplică impactul asupra copilului. MJS este o experiență și o competență dezvoltate de către Terdezom, care activează în domeniul sănătății și protecției copiilor în mai mult de 30 de țări ale lumii pentru a ameliora bunăstarea generală a copiilor. Având experiența acumulată în utilizarea MJS în cadrul proiectului pilot din 2005-2006 în Iran, Columbia și Sri Lanka, Terdezom a desfășurat cu susținerea UEFA proiectul MUV în trei țări din Europa de Est, Albania, România și Moldova. Începând cu 2008, mai mult de 5.000 de copii au beneficiat de activități psihosociale în cadrul proiectului MUV. Acest lucru a fost posibil datorită formării a mai mult de 700 animatori și formatori MJS. Ce pare impact în ce metodologie poate te fumite grupi de sim, ești o idee vărtet shumë interesante që ajo të përhapej dhe të aplikohet edhe nga të tjerë persona që meren me fumit.